Care sunt cauzele posibile ale durerilor în piept? Cauzele frecvente și pe care le întâlnim în practică sunt reprezentate de către durerea de cauză cardiacă, care are și cel mai mare risc, impune un risc extrem de ridicat pentru pacient, durerile de cauză reumatismală, durerile de perete toracic, durerile de cauză cervicodorsală, care pot fi confundate cu durerile cardiace, cauzele abdominale, din zona colecistului, pancreasul și chiar din partea ficatului. Durerile de origine cardiacă sunt cele mai riscante, înțeleg? Da, durerile de origine cardiacă nu sunt chiar cele mai frecvente, reprezintă spre jumătate din totalitatea cauzelor de dureri toracice, dar ele impun un risc ridicat, un risc de morbimortalitate crescut și, de cele mai multe ori, ascund în spate un eveniment cardiovascular major, precum infarctul miocardic. Există o sezonalitate în cazul bolilor cardiace care au ca simptom aceste dureri în piept? Am putea spune că există o sezonalitate, mai ales în perioada de iarnă, când frigul precipită o angină pectorală. De ce? Pentru că la frig arterele se îngustează, dau vasoconstricție și scade cantitatea de sânge care irigă inima. Și atunci apare acea durere de tip anginos, care reflectă o înfundare a arterelor coronare. Care sunt factorii de risc pentru aceste boli? Factorii de risc pentru durerea de tip anginos, durerea cardiacă anginoasă, sunt reprezentați de către diabetul zaharat, hipertensiunea arterială, nivelul colesterolului ridicat în sânge, deci o alimentație nesănătoasă, de efort fizic scăzut, fumat, care reprezintă un factor de risc foarte important, și, bineînțeles, există și factori de risc genetici, moșteniți. Ce trebuie să facă o persoană care simte dureri în piept și este acasă sau pe stradă? Care este primul gest? O persoană cu un profil de risc cardiovascular ar trebui, la apariția unei dureri tipice de genul, durere care o simte retrosternal, care are caracter de apăsare, arsură sau, să zic, simțită uneori ca o lovitură în piept. Durere care nu ține foarte mult, până în 15 minute, ar trebui să solicite consultul unui medic, cardiolog, sau, dacă nu este posibil, să se adreseze unui serviciu de urgențe, să meargă la camera de gardă unui spital. Prima mea recomandare este să facă sport. Sportul pentru mine reprezintă un panaceu universal, cel mai ieftin tratament și cel mai bun. Nu numai pentru inimă, în primul rând pentru creier. Creierul este, să spun așa, headquarter-ul, conducătorul suprem al organismului, așa că sportul nu trebuie să lipsească din arsenalul fiecărui om. Noi românii nu prea facem sport, ăsta e adevărul gol-golut și, mai mult de atât, în licee, am aflat de la fiul meu, au o singură oră de sport, ceea ce mi se pare o amenințare la starea de sănătate a populației acestei țări. Pe locul 2, dieta bogată în vegetale, săracă în grăsimi animale și în sare. Bineînțeles, o încercare de a nu ne stresa enorm de mult, stresul este greu de cuantificat, dar, din păcate, omoară foarte mult. Cred că sportul, în cele din urmă, făcut sistematic, aduce un beneficiu de neegalat.